Constantin Brâncuș. Marele Constantin Brâncuș s-a născut la 19 februarie 1876 sau 1877, data exactă a nașterii sale fiind disputată, și a decedat la 16 martie 1957. El a fost un sculptor român celebru și unul dintre cei mai importanți artiști din mișcarea artistică cunoscută sub numele de avantgardă. Constantin Brâncuș a avut o contribuție semnificativă la dezvoltarea artei sculpturale în secolul 20 și este cunoscut pentru creațiile sale revoluționare în domeniul sculpturii moderniste. Brâncuș s-a născut în Hobița, Gorj, România, și a crescut într-o familie sărăcăcioasă. El a arătat încă de mic o pasiune pentru sculptură și artă și a început să-și dezvolte abilitățile artistice la o vârstă fragedă. A studiat la școli de artă din România înainte de a pleca în 1904 pentru a-și urma visul artistic. Brâncuș a petrecut majoritatea carierei sale la Paris, care era centrul avangardei artistice la începutul secolului 20. A studiat la Școala de Arte Frumoase și a fost influențat de numeroși artiști, inclusiv de Auguste Rodin, dar a dezvoltat rapid un stil propriu care a fost radical și inovator. Brâncuș a creat o serie de lucrări revoluționare, printre care se numără Bisericuța de la Târgu Jiu, Coloana fără sfârșit, Începutul lumii, Muza adormită, Capul lui Constantin Brâncuș și celebrele sale Coloana infinitului. Lucrările sale au fost caracterizate de simplitate și o conexiune profundă cu materia primă, cum ar fi lemnul, piatra și bronzul. Lucrările lui Brâncuș nu au fost întotdeauna înțelese sau apreciate pe deplin în timpul vieții sale, dar pe măsură ce avangarda artistică a câștigat teren, el a fost recunoscut drept unul dintre cei mai importanți artiști ai secolului 20. Lucrările sale au influențat o generație întreagă de artiști și au contribuit la dezvoltarea sculpturii moderne. Constantin Brâncuș a murit la Paris în 1957. Moștenirea sa artistică a rămas puternică și influentă în lumea artei. Lucrările sale pot fi văzute în muzee de artă contemporană din întreaga lume, iar el este adesea considerat unul dintre cei mai importanti sculptori ai secolului 20. Astfel, Constantin Brâncuș a fost un artist inovator care a contribuit semnificativ la evoluția sculpturii și la mișcarea artistică moderniste, lăsând în urmă ca o moștenire artistică durabilă și importantă în istoria artei. Constantin Brâncuș a creat numeroase opere valoroase și influente în decursul carierei sale. Iată câteva dintre cele mai remarcabile și valoroase lucrări ale sale. Coloana fără sfârșit sau Coloana infinitului. Această sculptură abstractă realizată într-un bloc masiv de marmură a fost finalizată în 1938 și este una dintre cele mai iconice lucrări ale lui Brâncuș. Este o reprezentare a unei coloane care se înalță spre cer și sugerează ideea infinitului și a spiritualității. Este expusă în Târgu Jiu, România. Muza adormită, la Muz Andormi. Aceasta este o sculptură din marmură creată în 1909 și este o reprezentare stilizată a unui corp feminin adormit. Este una dintre primele lucrări a lui Brâncuș care a marcat trecerea sa de la stilul său caracteristic de simplificare și abstractizare. Bisericuța de la Târgu Jiu,
este un ansamblu monumental de la Târgu Jiu. Acest ansamblu monumental este compus din 3 sculpturi importante: Coloana fără sfârșit, Poarta sărutului și Masa tăcerii. Toate aceste 3 lucrări au fost create pentru a onora memoria soldaților români căzuți în primul război mondial și sunt amplasate în Târgu Jiu, România. Le Coq sau Cocoșul. Această sculptură din bronz reprezintă un cocoș stilizat și a fost creată în 1924. Este o reprezentare simplă și abstractă a unui cocoș și exemplifică stilul caracteristic al lui Brâncuș. Pasărea în văzduh. Această serie de sculpturi reprezintă o pasăre stilizată în zbor și a fost realizată în bronz. Lucrarea a devenit celebră atunci când o versiune a ei a fost subiectul unui proces în SUA pentru a fi recunoscută ca o operă de artă și ca un obiect de manufacturat. Coloanele de infinitate sau coloanele infinitului. Această serie de sculpturi alcătuită din mai multe coloane de marmură sau bronz cu forme stilizate și înălțându-se în spirală exprimă concepte de infinit și spiritualitate. Acestea sunt doar câteva dintre cele mai valoroase lucrări ale lui Constantin Brâncuș. Lucrările sale sunt apreciate pentru simplitatea și stilul lor inovator, care au influențat sculptura și arta modernă în general. Operele lui Brâncuș se găsesc în colecții de artă din întreaga lume și continuă să fie admirate și studiate pentru contribuția lor la dezvoltarea artei moderne. Tradițiile sale folclorice, apartenențele sale la avantgardă, posibilele sugestii, legăturile cu spiritualități atât de diverse precum cea greacă, cea extrem-orientală sau cea a creștinismului popular au fost comentate în numeroase scrieri în ce au fost dedicate din punctele de vedere foarte diverse. Constantin Brâncuș rămâne o emblemă a civilizației secolului 20. Clasic și arhaic în același timp, el face parte din opera sa inconfundabilă, din patrimoniul unei umanități clare, fără a-și uita rădăcinile adânci în străfundurile istoriei. Năzuiește solar spre zborul păsărilor și spre avântul coloanelor gândite și cioplite de artistul român.